Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Domnul nostru! Cu voia Lui vom aborda câteva principii sfinte în care vom împărtăși sfaturi practice, vom încerca prin Sfintele Scripturi și prin Harul Sfântului Duh ce ne va fi dat să cultivăm învățături frumoase pentru o viață demnă, așa după cum se cere de la cei care au fost mântuiți și așteaptă să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ne vom opri în dreptul expresiei, îngăduiți-vă unii pe alții. Ce este îngăduința creștină? În planul relațiilor interfrățești, trebuie să existe o anumită permisibilitate în acțiuni, dar toată această permisibilitate trebuie să ține cont de principiile divine, pentru că nu ne putem permite orice și totodată, nimeni nu poate pretinde că el nu trebuie sau nu poate să îngăduie pe nimeni și el la rândul lui nu trebuie să fie îngăduit de nimeni. Iată ce scrie Pavel în Romani capitolul 14, după ce tratează câteva noțiuni despre îngăduință, versetul 18 și 19. Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Deci, îngăduința creează un mediu de colaborare, de pace, în vederea unei zidiri reciproce, acceptând chiar unele stări nepotrivite, nedesăvârșite, nu de dragul lor, ci de dragul zidirii, de dragul mântuirii celelalte părți și a înțelegerii reciproce, înțelegere în care nu suntem cu toții într-o constantă sau într-o creștere egală. Și ca nu cumva să fim înșelați în a nu îngădui ce trebuie sau în a îngădui prea mult, să îl privim pe Dumnezeu ca model a unei îngăduințe înțelepte și după aceea să observăm din Scripturi și din viața practică ce îngăduințe putem să ne permitem unii altora. Deci mai întâi, un Dumnezeu îngăduitor. Dragostea divină tratează cu îngăduință libertatea ființelor create. Astfel, Dumnezeu îngăduie pe oameni în viață, chiar viața este o îngăduință de la Dumnezeu, le oferă șansa să se bucure de viață. Și hai să citim câteva versete care arată acest adevăr. 1 Împărați 1:48. Împăratul David, la sfârșitul vieții sale, a primit harul de la Dumnezeu pe care îl declară astfel. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel, care mi-a dat astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd. Este un har nu doar să-ți vezi copilul pe tron, este un har să-ți vezi copiii căsătoriți, să ajungi să-ți vezi nepoții, să ajungi să-ți cunoști strănepoții. Asta în planul familiei. Mă întoarceți la Eclesiastul capitolul 5, să observăm tot în planul îngăduinței, domeniul material, posibilitatea de a gusta din bunurile vremelnice oferite omului. Versetul 19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Cei care sunt tineri, cei care sunt bogați, nu realizează îngăduința aceasta. Dar după ce o vreme nu ai, sau cine n-a avut și ajunge să aibă, o socotește ca un har. Cine este o vreme bolnav și ajunge apoi, de exemplu, să se deplaseze pe picioare după ce a umblat într-un cărucior, își dă seama că este o îngăduință a lui Dumnezeu, un har pentru el. De altfel, generalizând aceste aspecte, citesc din Marcu capitolul 2, versetul 27, unde avem însăși cuvintele Mântuitorului și vom vedea că tot ceea ce dă Dumnezeu oamenilor nu este nici contra cost, nici din vreo altă obligație, nici pe merit. Dumnezeu le face acestea ca un har pentru oameni și uneori ca un hatâr. Aici este vorba de sabat, acel moment de repaus săptămânal, și scrie: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Amintiți-vă că aceste cuvinte au fost spuse
datorită unor dispute dintre farisei și Mântuitorul. Ei îl încadrau pe om în niște reguli fixe, încât nu-i mai îngăduiau să aibă destindere nici măcar în ziua odihnei. Omul era ștrangulat. Asta nu-i voie, cealaltă nu trebuie făcută? Măcar că erau subiectivi în toate acestea. La care Domnul le-a spus, uite, ziua aceasta de odihnă este de la Dumnezeu pentru voi. Putea să vă blesteme sau să-i poruncească lui Adam ca o sentință în urma păcatului lui, să muncești fără nicio odihnă, să fii rob și să n-ai niciun moment de respiro, să suferi toată viața în trup și să ai dureri. Dar Dumnezeu ne îngăduie să ne bucurăm de binefacerile sale. Și toate acestea trebuie să se întoarcă de la noi spre Dumnezeu cu recunoașterea și cu mulțumirea noastră. Doamne, ajută-ne! Trebuie să observăm din Scripturi că Dumnezeu îi îngăduie și pe cei răi. Toți sunt păcătoși, dar unii sunt răi și se luptă fățiși împotriva lui Dumnezeu. Și pe aceștia îi îngăduie, adică îi tolerează o vreme. Iată ce citim în Neemia, capitolul 9, versetul 30. Aici este vorba despre Israel. I-ai îngăduit astfel mulți ani, le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, prin proroci, și tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine, dar până ai da, i-a îngăduit mulți ani. Și au fost unii împărați răi, lăsați pe tron 20 de ani, 40 de ani. Acest fapt este valabil și în dreptul neamurilor, a tuturor popoarelor. Adaug Daniel, capitolul 7, versetul 12. În prezentarea profetică a imperiilor ce se succed în istorie, apare acest element. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții, până la o vreme și un ceas anumit. În îndelunga răbdare lui Dumnezeu, a îngăduit oameni ca Hitler, ca Stalin, ca alți noi, care duce în lipsă de îngăduință, uneori și cu cei de lângă noi, care nu ne-au făcut vreun rău intenționat în mod, poate nici sporadic, de cum permanent. Dar Dumnezeu îngăduie și pe cei care stăruiesc în rău, atâta îngăduință are. Poate se întreabă cineva și cu aceasta deschideți în Roman 2, dar de ce este Dumnezeu atât de îngăduitor încât duce până la extrem situația aceasta, de parcă te-ai scăpa în ispita să crezi că e nepăsător, că doar pe el nu-l doare și îngăduie doar să se chine unii pe alții și să domine răul, să existe. Iată explicația. Sau, versetul 4, disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu are o rezervă imensă de bunătate și cu fiecare faptă rea se consumă din bunătatea aceasta. Dar până se epuizează, îngăduința domnește. Dar trebuie să constatăm, pe de altă parte, că autoritatea divină controlează totul și Dumnezeu îngăduie totul în limite. Nu în mod absolut, că dacă Dumnezeu i-ar permite diavolului să facă tot ce vrea, ar distruge urgent. Dacă oamenii ar fi lăsați să-și împlinească gândurile acele rele din tinerețe, răul n-ar mai avea limite. Totuși Dumnezeu, ca și mării, pune anumite hotare și vom vedea că îngăduința lui Dumnezeu pentru toți oamenii este conformă desfășurării planului divin. Îi lasă, dar fără să încalce termenile stabilite de Dumnezeu. Iată un caz, 2 Împărați, capitolul 19. Împărații Asiriei, în expansiunea lor imperială, au zdrobit cetate cu cetate, au nimicit țărișoare, au deportat popoare și ajunseseră la porțile, la zidurile Ierusalimului. Deveniseră semeți. Și le apare un mesaj în versetul 25, dat prin Isaia către Ezechia. N-ai auzit, referirea era directă la asirieni, că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremurile străvechi, acum însă am îngăduit să se împlinească și să prefaci cetăți întărite în mormane de dărâmături. Iată cum chiar răutatea oamenilor este încorporată în planul lui Dumnezeu pentru a se dovedi bunătatea lui Dumnezeu, harurile sale,
păcătoșenia oamenilor, scopul diavolului, îi îngăduie cu un scop conform căruia nu se face rabat de la planul lui Dumnezeu. Ne deplasăm în Noul Testament pentru a observa din Fapte capitolul 2 și apoi din capitolul 4 că nici atunci când le-a fost îngăduit oamenilor să-l batjocorească și să răstignească pe Fiul lui Dumnezeu, deși ucenicii au rămas uimiți în fața acestei realități. De ce a fost îngăduit? Știți, întrebările lor fără răspuns. 2:27 Este reluat un mesaj profetic din Psalmi, care se referea la Domnul Iisus. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. A fost îngăduit să-l omoare, dar n-a fost îngăduit să nu mai învieze. Apoi, 4 cu versetul 28, citim și 27. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Apoi, trebuie să înțelegem că și planurile noastre, chiar în privința activităților din biserică sau în domeniul familial, nu sunt posibil de realizat decât atât cât îngăduie Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie atât cât este în planul Lui. Nu o să ne putem extinde mai mult. Când Dumnezeu va hotărâ să ne restrângă sau să ne canalizeze într-o anumită direcție, vom vedea că nu-i îngăduit mai mult și altfel. Iată cum a înțeles Pavel acest adevăr, citesc din 1 Corinteni 16 cu versetul 7. De data aceasta, nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme. Vedeți, n-a putut să-și facă un plan matematic. Vin, atât stau, asta fac. Trag nădejde. Dacă va îngădui Domnul, acest dacă are de-a face cu îngăduința lui Dumnezeu. La fel este și în plan economic, zice Iacov 4. Unii zic, vom merge în cutare cetate sau țară, vom sta acolo atâta, vom face negoți și vom câștiga atâta. Dacă va îngădui Dumnezeu. Poate vă este cunoscută poezia aceea fratelui Ioanit despre unul care spunea că face tot ce vrea. Și când s-a dus la târg să-și vândă boii, lucrurile n-au mai mers la piață potrivit înțelesului de acasă. Și deși soția lui l-a prevedit și i-a spus, vei face, vei vine dacă îți va îngădui Dumnezeu. Cum să-mi îngădui Dumnezeu? Fac ce vreau cu marfa mea. Dar bietul de el a sosit doar spre dimineață și a bătut în geam și când el a întrebat, el a răspuns, cine-i? Bărbatul tău dacă mai voi Dumnezeu. Iată așadar că tot ceea ce este în univers depinde de libertatea lui Dumnezeu, de posibilitățile și limitele și timpul pe care el îl îngăduie. Îngăduința pe care o dă Dumnezeu celor răi, să știți că nu ne afectează pe noi, că Dumnezeu le controlează, le sincronizează, în așa fel încât spiritele rele să nu ne pot afecta peste măsură și nici oamenii să nu poată abuza în a ne face rău. De aceea trebuie să fim liniștiți și să nu ne revoltăm pe cei răi, cum scrie în Psalm, să nu-i pismuim când vedem că Dumnezeu le dă libertăți. Ei nu ne vor oprima pe noi dacă Dumnezeu nu le îngăduie. Vă citesc din 1 Corinteni 10:13. Aici se vede foarte clar controlul lui Dumnezeu în domenii de ispită. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui, dacă ar zice deloc, ce simplu și ușor ar fi, dar scrie, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, dar potrivit cu puterile se poate, este permisibilitate. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, să o puteți răbda. Să luăm acum un exemplu a raporturilor dintre oameni. Genesa 20 cu versetul 6. Bătrânul Avram, la 99 de ani, spre 100 și Sara spre 90, ajunseseră din nou într-o țară străină, în Gerar.
Și Abimelec a luat drept liberă pe Sara și a dus-o la curtea sa. Dar iată ce scrie aici în versetul 6. Dumnezeu i-a zis în vis: știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Dacă în acel an ar fi fost permis, gândiți-vă că în lunile următoare trebuia să apară Isaac, s-ar fi creat premiza unor dubii. Cine este părintele lui Isaac? Dar Dumnezeu n-a îngăduit. Tot în dreptul familiei, întoarce la 31:7, că situațiile de acest gen sunt mai rare. Dar din a doua situație care vă citesc acum, poate sunt mai frecvente. Eu știu uneori de la copii, pleacă câte unul la școală și dacă unul rămâne și poate are niște jucării, să nu-l lasă să-mi umble cu ele. Uite, și noi avem anumite bunuri în dreptul cărora am vrea să nu-i lase Dumnezeu pe alții să ni le violeze și să ni le fure, de exemplu. Să nu-și bată joc de noi. Iată ce scrie în versetul 7, zisele lui Iacov către soțiile lui: și tatăl vostru m-a înșelat, de 10 ori mi-a schimbat simbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Nu s-a putut. Au fost situații când unii era cât pe aici să fie prădați și parcă hoții au avut o reținere. Cineva a urmat să fie înșelat și lucrurile s-au încurcat, că nu le-a fost dat. Căci este valabil ce scrie în Psalmul 121, cel ce veghează te va păzi de orice rău, la plecare și la venire, și nu va îngădui să se clatine piciorul. Și lucrul acesta e valabil de acum și până în veac, slavă Domnului! Și ultima referință despre îngăduințele lui Dumnezeu: nu este îngăduit să se scurgă informații din rai. Nu-i voie. Se fac speculații. Unii pretind viziuni. E interzis. Nu îngăduie. Și nu că se iese așa cum, nu se știe exact dacă a ieșit Marco Polo din India cu insectele în toiac. Nu se poate. Scrie în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Cuvintele unuia care a fost chemat să întrejească cuvântul, a unuia care are harul să fie vrednic de crezare, a fost răpit în rai, sau mai corect ar fi fost să spună, am fost răpit în rai. Și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Slavă Domnului că va veni vremea când ne va ducem acolo și o să ne fie îngăduit să le rostim. E scris în Apocalipsă că sunt nume pe care nu-i voie să le știi decât atunci. Și alte aspecte ale planului divin care nu-i voie să fie divulgate. În Apocalipsă 10, zice Ioan, pe când am început să scriu, mi s-a spus, nu, pecetulește, nu-i voie. Informații ascunse. Deci, încheind această primă parte despre un Dumnezeu îngăduitor, putem nota că tot ceea ce se întâmplă în acest univers, în dreptul celor buni și a celor răi, a îngerilor, a oamenilor, în cosmos și pe pământ, totul se face numai sub îngăduință divină, dacă El vizează. Dar toate aceste extensii, diferite de la unii la alții, dintr-un timp în altul, nu afectează cu nimic planul lui Dumnezeu. Dumnezeu atât de libertate încât să își poată duce planul de mântuire. Îi lasă pe oameni în nădejde că se pocăiesc. Îi îngăduie, dă o vreme. Dar voia Domnului rămâne statutară și Dumnezeu rămâne în control. Amin. Acum, a doua parte a părtășiei noastre, îngăduințe umane, în plan creștin. Mai întâi, auto-îngăduințe. Ce trebuie să-mi îngădui, să-mi permit mie? Că în Noul Testament noi funcționăm după legea slobozeniei. Dar după cum în societate libertatea nu presupune să faci ce vrei, să iei de unde vrei, la fel și în plan spiritual, a fi slobos nu înseamnă că putem face orice vrem, orice gândim, avem limite. Deschideți la 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Și eu îmi imaginez astfel, tot ce visez, tot ce îmi vine și tot ce mi se propune, pot să notez pe o listă. Toate sunt îngăduite. Pot să fac inventarul la orice. Și după aceea, trebuie să aplic filtru. Am permite doar ceea ce trebuie. Ce trebuie? Iată sitele de la filtru. Dar nu toate sunt de folos. E util un lucru? Pot să-mi permit odată să nu vin la adunare dacă sunt obosit. Nu trebuie să mă
mustre conștiința și să-mi imaginez, gata, sunt lepădat, lipsit de la adunare. Pot să-mi permit odată să nu postesc într-o zi în care obișnuiam să postesc în săptămâna aceea sau să mănânc mai înainte de ora mea obișnuită, dacă am o problemă specială. Dar sub ce gând îmi voi permite libertatea aceasta? Care gând mă va cârmui în a o face? Sau, de exemplu, unii pretind diferite libertăți și Pavel enumeră câteva domenii, domeniul alimentar, al sărbătoririi zilelor, al îmbrăcămintei, sunt culturi diferite. Prima regulă, deci, să fie de folos. Cui? Vieții spirituale. Pentru că Scriptura spune, nimeni să nu se uite numai la folosele lui, ci și la folosele altuia. Același lucru este scris în Corinteni, în Filipeni. Dacă este de folos un lucru, îl fac. De exemplu, îmi pot permite să nu vin într-o zi la adunare. Dacă cineva are o problemă specială și, de exemplu, peste săptămână, duminica nu ne apucăm, și nu-și termină lucrul și trebuie ajutat. Și dacă se amână pe două zi, sunt niște, știu eu, ceva perisabil. A fost de folos. Și am slobozenia asta să mă duc să-l ajut. Am avut eu o treabă și am avut un folos neapărat. Sau n-a putut să postească pentru că a fost în folosul sănătății lui. I s-a cerut în plan medical, ai slobozenia să o faci. Îți poți îngădui. Citez în continuare. Toate lucrurile sunt îngăduite. Eu nu am lista în față. Dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dacă eu mi-am permis odată să rămân de la adunare acasă, că am avut o treabă, dacă lucrul acesta devine cronic și o lipsesc de apururi, înseamnă că a pus stăpânire pe mine. Și devin leneș și mă domină. Sau a pus stăpânire că îmi place să lucrez în timpul acela, în loc să mă duc la adunare. Iată cum auto-îngăduința mă sesizează. Vezi că devii pătimaș, devii robul unui aspect care poate să devină negativ în timp. Tot în aceeași idee, întoarceți două foi, 10 cu 23. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, asta am explicat deja. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Scopul îngăduinței nu este satisfacerea firii pământești, nici slobozenia ei din când în când, așa să mai slăbim chingele și să o lăsăm să-și dea drumul, să nu se sufoce de tot și apoi iar ne pocăim și strângem curelele, nu? Scopul întregii noastre slujiri este zidirea noastră, creșterea noastră spirituală, mântuirea reciprocă, mântuirea personală. Zidește îngăduința aceasta? De exemplu, poate să spună cineva, eu am îngăduința să mă port așa mai liber. Dacă este vară, să spun o femeie, să mă îmbrac mai sumar, eu am îngăduința asta. Asta zidește? Dacă nu zidește, îți restrângi îngăduința. Poate să spună cineva, eu am îngăduința că dacă glumesc și am așa har, zis în loc de, mai degrabă haz, are umor, pentru mine e normal. Dar cei din jur, care poate sunt mai evlavioși, mai reținuți, vor fi deranjați de tipul tău mai distractiv. Și dacă pe ei nu-i zidește, atunci tu vei zâmbi doar așa mai englezește și mai rar, că nu-i ajută pe ceilalți. Trec mai departe și citesc din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Să înțelegem regula într-un alt plan, căci Domnul este Duhul. Aici se face referire la sistemul Vechiului Testamental și apoi la cel al Noului Legământ. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. De fapt, nu trebuie multă matematică. Dacă ne vom lăsa călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, El ne va face sensibili. Asta mi-o voi permite și alaltă nu vi-o mai permite. Acum mi-o permit, dar mâine nu mi-o mai pot permite. Deci vom fi călăuziți de Duhul inclusiv în ceea ce este îngăduit sau nu este îngăduit. Citeam cândva într-una din cărțile lui Mănni că un creștin dintr-o localitate izolată unde nu mai erau alții, când să se pună la masă să-și consume vinul lui obișnuit, doar păhărelul fără să-și dea drumul la beție, a simțit o reținere. Și în soție a spus, dar nu e paharul? Ceva mă reține. Dar ți-a spus predicatorul că nu-i voie? Nu, dar am în mine parcă ceva ce nu mă las. Că Duhul lui Dumnezeu ne dă undă verde sau ne apare stopul de oprire în față? Doamne, călăuzește-ne, te rugăm. Și
Adaug Galateni, capitolul 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Pentru că exact aici îți vei da seama ce te lasă Duhul și ce nu te lasă, că este în contradicție cu firea. Vezi cine reclamă îngăduința aceea. Să nu înțelegi prin aceasta, în expresia firea pământească de aici, necesitățile vitale ale vieții, nu? Ci acele tentații care tind spre păcat, spre elementul vinovat din carnea noastră. Asta nu înseamnă să nu-mi îngădui să mănânc dacă mie mi-este foame. Să nu-mi îngădui să poftesc altă mâncare, nu cea care mi-a făcut-o soția. Asta vine din fire, dar doar să mănânc e ceva natural. Ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Doamne, dă-ne această dragoste. Pentru că dacă legăm aceste noțiuni de ce am spus până acum, și Dumnezeu ce îngăduie, tot în dragoste îngăduie. De exemplu, îți îngăduie copiii, în funcție de cât îți de mici, să mai facă lucruri care la unul mare nu îi le îngăduie. Dar nu și le îngăduie nici el, că e deja mare și pricepe. Dar tu, ca părinte, îl îngădui. Că nu va servi după ultimele reguli la masă? Ei, nici nu înseamnă că lași, îl îngădui să... Pe fiecare masă îi schimb și trebuie costumație, nu? Las, e mic, nu? Îl îngădui poate dacă a mai scăpat o linguriță sau ceva din supă, și s-a stropit sau din prăjitură, s-a murdărit. Dar nu-i îngădui orice, dar o faci din iubire. Tot în privința auto-îngăduinței, 1 Corinteni 7, referitor la viața de familie. Citim de la versetul 4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, nu călugărie după căsătorie, ca să vă îndeliciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă uniți iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina stăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință. Nu fac din el o poruncă. Deci poți să-ți îngădui să practici anumite perioade de abstinență în viața de familie. Dar nu e o poruncă. Dacă celălalt nu poate, nu o fă doar de dragul unei sfințiri forțate în plan firesc, dacă nu se realizează sfințirea mai întâi în plan spiritual. E adevărat, nu putem să îngăduim nici orice. În Vechiul Testament, în cartea Ezechiel 22:10, fără să mai citesc, sunt condamnați unii care își permit sau își îngăduie să aibă relații în plan intim atunci când soția, în punct de vedere medical, nu poate în mod normal să ia parte la acest act. Deci, în intimitățile acestea, în mod special, trebuie să ține cont de îngăduință, să-l îngădui pe celălalt, dar fără să treci barierele sfințeniei, ale moralei, ale eticii creștine. Nu poți să faci matematică din ele. Poate sunt unii 100% în control asupra vieții lor, dar nu poți să pretinzi același lucru și celuilalt. Și să spui, dacă eu nu sunt așa, nici ție nu-ți îngădui să fii altfel. Îngăduiți-vă! Și Dumnezeu să vă dea înțelepciune și o bună înțelegere în privința aceasta. Trecem la îngăduințele reciproce. Trebuie să îngăduim pe alții în stilurile diferite. Noi nu suntem toți la fel. Și dacă nu vei înțelege că altul e altfel, vei cădea în ispita de a nu-l suporta, de a nu-l îngădui. De exemplu, unora le place muzică clasică. Se cânte corul, sunt alții dacă nu-i ceva cu o tentă mai populară, așa să mai doinești puțin. Zice că nu-l lași să cânte, ba o să fie în stare unde se spună că n-ai lăsat Duhul. Atunci trebuie să-l îngădui. Și tu pe celălalt și celălalt pe tine. Sunt diferite temperamente. Unii sunt foarte vulcanici. Alții sunt niște melancolici. Unul, într-un metru pătrat, încadrează de 7 ori mai multe vorbe decât altul.
altul este lent și trebuie să-l lași să desfășoare. Și dacă îl grăbești ca și pe celălalt, nu strangulezi. Se poate întâmpla să fie așa în viața de familie. Unul să mănânce repede, repede. Și celălalt să nu fie așa. Unul e vine să ridice de la masă și l-a simte că nu mai poate să mănânce în liniște. Ne îngăduim. Dumnezeu a dat silea să mănânci mai repede. El se silește să te aștepte și să treceți deodată la felul următor. Să nu mai punem încurcături și pe cea care servește. Și uite așa se poate extinde problema în diferite domenii. În Scriptura, în Iacov 3 cu 17, înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat și de asemenea pașnică, blândă, plină de îndurare. Trebuie să înțelegi aceste diferențe. Dacă nu îi îngădui pe ceilalți, vei ajunge să-i urăști, să te separi de ei, fără temei, vei ajunge să nu-i asculți, să te cerți, să bănuiești ca împotriva ta lucruri rele sau tu însuți să ajungi să faci lucruri rele. Să citim ce s-a întâmplat în biserica primară, Fapte 10 cu 28. Acestea nu sunt într totul repetabile, toate, dar ideea este valabilă. Dumnezeu a trebuit să îl ajute pe Petru cu o vedenie să se deplaseze în casă la Corneliu și când a ajuns acolo, cu asta a început predica. Sau asta le-a spus înainte de predică. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de un alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Trecând Evanghelia de la o țară la alta, câte diferențe sunt? Noi n-am fost pe alte continente. Spunea Pius Sântele în scrierile sale când s-a dus el misionar în China. A trebuit să se îmbrace așa ca un chinez, să învețe să mănânce ca ei. A trebuit să-i îngăduie. Vom vedea noi care pe care mai mult. Dar oricum, fiecare trebuie să aibă o toleranță în îngăduință. Și până la urmă s-au acceptat iudeii pe neamuri și invers. Atenție aici la răutate. Bagă de seamă dacă nu cumva din răutate nu-l îngădui. Sau dacă nu-l îngădui din formalism. Dragostea le rezolvă pe amândouă. Dragostea e superioară formelor și dragostea este opusul răutății al urii. Vezi, ce nu te lasă să-l îngădui? Doar că așa ai fost obișnuit tu? Dar știi că și el a fost obișnuit altfel? Românii care sunt duși prin Europa se întâlnesc dintr-o biserică din 30 de biserici veniți sau din mai multe. Fiecare vine cu impunerea lui. Și atunci trebuie să se îngăduiască unii pe alții. Ardelenii pe moldoveni și ei împreună pe olteni, bucureștenii nu se lasă mai prejos. Fiecare este venit cu patrimoniul lui și este o reuniune și o intersecție așa ca la mulțime, la matematică. Și nu se pot schimba astea peste noapte. De exemplu, în domeniul limbajului, eu fiind venit din altă parte, dumneavoastră sigur ați observat că cel puțin câteodată mai scap câte un regionalism. Cei care sunt aici, zona spre Gurahonț, spre Crișuri, au stilul lor. Abundă unele litere în exprimare în detrimentul altora. Bihorenii sunt cu a lor. Parte de Moldova, Basarabia, au ale lor. Dacă nu-l poți îngădui nici cum vorbește, cum îl vei îngădui, ce vorbește, e mai greu. Care e mai bun sau care e mai sfânt? Chiar zilele astea m-am pus problema, de fapt, cei care se ocupă de lingvistică încearcă să-i corecteze pe ceilalți. Dar la urma urmei, și ei la rândul lor au corectat pe alții sau i-au îngăduit pe alții, pentru că este într-o permanentă schimbare limba unui popor, până când vom scăpa de limbi. Efectele Babelului și vom vorbi toți aceeași limbă și același conținut. Trebuie, într-o altă idee, să îi acceptăm sau să îi îngăduim pe cei slabi și chiar pe cei care greșesc. Iată ce scrie în Romani 14. Să nu creadă cineva că de acum e obligat să permită orice. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnici, iar rănești, nu așa le duci. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Nu-ți bate joc de el. Cum sunt unii sfidători care spun că mie dintre toate legumele cel mai mult îmi place carnea. De duhovnicesc ce este vorbește așa? Când are în față un altul care poate, din convingeri medicale sau altul din educație religioasă, nu mănâncă.
Sau nu ești obișnuit cu acel meniu. Îmi spunea un frate care a stat o săptămână la Seul, frate, am răbdat o foame. Dar de ce? Când mă apropiam de restaurante, m-a apucat greață. Erau alte gusturi. Apoi scrie de la versetul 4. Citim și 3. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia dacă stă în picioare sau cade? Este treaba stăpânului său, totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai pe sus decât alta. Și cred că vom avea în viitor o temă pe domeniul acesta. Dacă cineva vrea să țină o zi pentru Domnul, dar să o țină pentru Domnul, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l oblige și pe altul, ci mai degrabă să funcționeze în dragoste și dragostea îi va uni, îi va crește spre maturitate și pe unul și pe celălalt. Deci aceste două domenii sunt prezentate aici și apoi citesc de la versetul 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judeca să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de cădere. Eu știu, sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Și dacă el așa crede, iată ce scrie mai jos, versetul 22, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Deci trebuie să îngăduim anumite diferențe, pentru că nu toți au aceeași convingere. Pentru că au provenit din surse diferite de educare, au fost informați diferit. Și până ajung ei în dragoste să înțeleagă, să trăiască la fel, sau până vor ajunge să trăiască la fel, să se accepte, că astfel mult mai ușor vor ajunge să înțeleagă la fel. Și trec și în capitolul 15, versetul 1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem? Noi înșine, fiecare de noi să placă aproape lui său în ce este bine, în vederea zidirii altora. Deci, dragostea îngăduie pe cei sinceri, nu pe cei răi. Nu-și cere Biblia să îngădui unul care din răutate, așa din râcă, să o face în adins. Nu trebuie să-l restricționezi din prima. Spune Scriptura să-l îndemn, să-l mustri de două, trei ori. Dar în final nici nu poți la infinit să împlinești mofturile cuiva. Poate v-am spus că într-o biserică un frate spunea, eu nu iau cina, decât dacă o dat seara. Am sfătuit pe frați să se potrivească cândva, fără să știe el că îi împlinesc lui moftul, să se întâmple să o dea seara. Dar să anunțe din timp că el se poate pregăti și dacă o ia atunci liniștit și este deschis și cu pace, nu să spună, am făcut-o, a trebuit să ajungeți cum vă spun eu, înseamnă că asta a fost înțelegerea lui și nu trebuie neapărat condamnat pentru asta. Dar dacă nici atunci nu ia și atunci e tot ispitit și găsește alt motiv, atunci nu tot umblăm după el, că pierdem vreme, că nu-i bine nici cum cu el. Dar în mod special pe cei sinceri trebuie să-i înțelegem. De exemplu, este acel domeniu al surorilor, unele participă la cină în orice condiție, altele nu. Nu trebuie să se anatemizeze unele pe altele pentru acest aspect. Aceasta le este încredințarea unora. Și fac așa, o să accepte educația, pentru că în perspectivă să ajungem la același crez, va fi foarte bine. În mod special în dreptul lucrătorilor, zice în 2 Timotei 2, să fie plin de o îngăduință răbdătoare, că nu poți să îngădui dacă nu și rapsi. Trebuie să-l suferi. Efeseni 4:1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Atunci când te căsătorești cu cineva, sigur sunt aspecte diferite. Unul face cu un gust mâncare, altul cu un altul, unul pare stilurile lui. Și în dragoste l-accepți. Ba încă ești în stare să faci cum îi place lui și să te reții pe tine de la ceea ce erai obișnuit. Că te conduce dragostea. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Deci, dacă vreți să ajungem la unire în Duh, la unirea credinței, toate astea trebuie pe un fond al păcii. În toate aceste aspecte, care, repet, înainte de încheiere, nu înseamnă o gânduință a răului, ci acceptare,
în dragoste, în aspecte aleatoare. E acceptabil și așa, și așa. Adică e bună și ziua asta, e acceptabilă și cealaltă. Nu fă regulă din asta. Este parțial și felul lui de-a fi și a celuilalt. S-ar putea în viitor să fie amândoi nevoi să renunțe și să se conducă după un principiu mai înalt, mai bun. Și ca să dovedesc că nu trebuie îngăduiți cei răi doar așa de dragul îngăduinții creștine, citim neapărat 2 Corinteni 11 cu 4. De exemplu, vine cineva în adunare și spune, eu de unde am venit? Așa sunt eu. Pe mine trebuie să mă lăsați, să cânt în stilul meu, să mă lăsați să mă îmbrac în felul meu, trebuie să mă îngăduiți. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau alte Evanghelie pe care n-ați primit-o, și este o mustrare, o sesizare, cum îl îngăduiți de bine? Au de nu l-ați îngăduit deloc? Și încheiem, punctând că îngăduința este o exprimare a dragostei în cadrul familiei divine, determinată de evoluțiile diferite în procesul creșterii spirituale. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, scrie că au fost dați diferiți slujitori pentru edificarea altor slujitori cu scopul zidirii trupului Hristos, versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței. Dar până ajungem toți la unire, cum suntem? Ne acceptăm, nu în ideea, pe mine trebuie să mă accepți așa și tu trebuie să rămâi așa și eu trebuie să rămân așa, nu? Ne acceptăm până vom învăța cum e mai bine și apoi vom accepta binele. Ideea aceasta trebuie să ne marcheze. Zice în Filipeni 3, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu ne va lumina. Pe toate acestea, în credința adevărului și se încheie cu expresia în dragoste. Doamne, ajută-ne! Și un ultim verset, Coloseni 3 cu 13, îngăduiți-vă unii pe alții. Îngăduința lui Dumnezeu este unilaterală. Numai El ne îngăduie pe noi, noi nu avem ce îl îngădui pe El. El e desăvârșit, nu face niciun rău. El tot ne îngăduie. Dar între noi îngăduința trebuie să fie bilaterală. Nu tot soțul să-și îngăduie soția. Că de la o vreme, poate nu mai poate. Nu tot soția și să îngăduie soțul, nu tot unii pe alții, ci unii pe alții și apoi și ceilalți pe cei din tâi. Și dacă unul are o pricină să se plângă unul de altul, iertați-vă. Cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi, că până ne îngăduim mai și greșim. Și ne iertăm și ne îngăduim mai departe. Și astfel vom ajunge în final, cred, tragem nădejde, așa cum îi place Domnului, slăvit să fie El. Așadar, frați și surori, dacă este cazul, redefiniți-vă principiul îngăduinței. Trebuie să admitem că în familie este nevoie de îngăduință. În biserică și mai mult. Dar dacă vom privi îngăduința ca pe o lipsă de maturitate, ca pe un proces în evoluție, o vom îngădui cu nădejde. Îl îngădui astăzi. Trag nădejde mâine să nu mai fie nevoie să-l îngădui. Să avem aceeași viziune. Și dacă mâine dimineață iar trebuie să-l îngădui, iar trag nădejde. Că poi mâine nu o să mai fie nevoie de îngăduință. Și o să fim mai desăvârșiți. Și o să ajungem la unison. Finalul știți care va fi? Acolo e desăvârșirea. Când nici Dumnezeu nu va mai avea nevoie să ne îngăduie slăbiciunile noastre, copilăriile noastre, viziunile noastre diferite și când nici noi. Și atunci când Dumnezeu va fi totul în toți, se termină și cu lecția și cu aplicația despre îngăduință. Rămâne numai iubirea care ne-a propulsat într-acolo. Doamne, ajută-ne! Amin! Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.